oameni pierduți și mântuiți. Într-o biserică, învățătorul de școală duminicală vorbea despre o pildă arhicunoscută din Evanghelii, despre bogatul și Lazar. Și spunea el așa pe înțelesul copiilor și zicea: a fost odată un om bogat care avea tot ce își dorea. Avea și bani, avea și mâncare în destulă, avea haine scumpe și trăia un ospăț necurmat în casa lui. La ușa lui însă locuia un om bolnav, un om sărac, un om secătuit de boală, atât de secătuit și stors de vlagă că nici măcar nu mai putea să alunge câinii care veneau să-i lingă bubele. Și cu vremea, săracul acesta a murit și a venit repede o delegație de îngeri și l-au luat și l-au dus în sânul lui Avram. Apoi, când i s-au împlinit zilele, a murit și bogatul și a fost îngropat și a fost dus într-un loc de chin. Și învățătorul, vrând să facă o aplicație la ceea ce spusese, a întrebat pe copii și a zis: ei, dragi copii, am o întrebare pentru voi. Voi cu cine ați vrea să vă asemănați? Cu bogatul sau cu Lazar? Copiii oarecum încurcați, timizi, n-au prea răspuns, până când unul mai curajos a ridicat mâna și a zis: eu vreau în viață să fiu ca bogatul, iar după ce mor să fiu ca Lazar. Spunea un mare adevăr. Spunea un mare adevăr. Pentru că noi oamenii am vrea în viața aceasta să trăim ca bogatul, să facem tot ce ne taie pe noi capul, să trăim cum știm și cum putem mai bine, să absorbim înspre noi resursele pământului și ale cerului, iar în ziua judecății să fim și considerați neprihăniți. Eu nu zic că este imposibil.